Proiectul Consiliul Local al Tinerilor, Centrul de Training pentru Tineret Suceava, se desfășoară în perioada 1 martie-30 septembrie 2015 și se adresează tinerilor din 12 licee din municipiul Suceava. Gestatea acestui proiect vine și de la noi și de la ei. Inițiative de proiect sunt foarte multe și acești tineri cred că au ceva de spus și merită să li se dea o șansă. Și în același timp cred că au nevoie să vorbească, să-și spună probleme undeva acolo sus, unde ar trebui să fie ascultați. Și cel mai simplu e în Consiliul Local. Exact. Principalul obiectiv al proiectului îl reprezintă consolidarea dezvoltării societății civile prin încurajarea tinerilor elevi din liceele din municipiul Suceava să se implice direct în luarea deciziilor privind comunitatea din care fac parte, în spiritul valorilor democratice. Când eram mai la început de mandat, am făcut acest Consiliu Local al Tinerilor și un primar al tinerilor am desenat la vremea respectivă. A fost foarte entuziasmat, foarte emoționant evenimentul. Au venit la primărie, au stat în scaunul de primar, au mers în sala de Consiliu Local, au simulat o hotărâre care se ia acolo. Cred că este un lucru bun să dezvoltăm spiritul civic la generație tinere. Actualul proiect, așa cum a spus dumneavoastră, pentru asociere cu asociația culturală, vom face același lucru, se vor face alegeri și vom stabili exact modalitatea. Știu că atunci a fost pe două etape, a fost pe partea gimnazială un primar al copiilor și pe partea de liceu un alt primar al tinerilor, ca să spun așa, și două consilii locale la vremea respectivă. Găsesc o inițiativă bună, am toată deschiderea față de ea și sigur împreună cu consilierii locali, cu domnul consilier Grosaru, care este mai implicat în acest proiect, vom parcurge acele etape de selecție și e bine să implicăm tinerii în viața comunității, mai ales că între timp lucrurile au evoluat atât de mult în această etapă a internetului, toți au acces la informații, este transparență, pot oricând să-și manifeste, eu știu, dorința de a participa, să vină cu o idee, să vină cu o sugestie, sunt bineveniți. Pentru mine a fost foarte important acest proiect. Acesta s-a desfășurat în 2007 în cadrul unui program numit Cooptarea tinerilor și adolescenților în administrația locală. Pentru mine acest proiect a însemnat mult pentru că m-a ajutat să-mi schimb perspectiva în viață. Am întâlnit ONG-urile, sunt de 7 ani voluntar, lider de ONG. Astăzi ajung să fac și eu un proiect, să pun umărul și să contribui și cred că contează foarte mult dacă reușim să îndrumăm un pic pe tineri din Suceava. Și sunt foarte mulți dornici cu idei, eu cred că e de bun augur acest proiect. În cadrul proiectului va fi înființat Consiliul Local al Tinerilor din 24 de reprezentanți a elevilor din 12 licee sucevene, aleși prin vot de către colegii lor. Înainte de asta, activitățile proiectului includ promovarea proiectului, constituirea echipelor de organizare a alegerilor, training cu membrii echipelor de organizare a alegerilor în licee, campanie de informare în liceele sucevene, înscrierea candidaților și campania electorală propriu-zisă. Vor încerca să-și convingă atât colegii cât și profesori, de ce nu, să-i voteze și de ce merită să fie votați. În urma votului online, care se va desfășura pe platformă, vom desemna cei doi consilieri locali de pe fiecare liceu. Aceștia vor trebui să participe la două traininguri, primul fiind de team building, în care se vor cunoaște. Vom încerca să-i formăm ca echipă, să se cunoască, să știe dacă pot să lucreze împreună, care sunt punctele lor tari și cele slabe. Și apoi vom încerca să-i învățăm scriere de proiecte. Scriere de proiecte, bineînțeles cu ajutorul trainerilor specializați, îi vom ajuta să înțeleagă ce înseamnă procesul unui proiect, cum trecem și noi la rândul nostru, și aceste propuneri de proiecte vor fi înaintate Consiliului și Primăriei. Și într-o etapă finală am înțeles că echipa tinerilor consilieri va lucra într-o simulare de ședință de Consiliu Local cu consilierii locali votați de populația Sucevei. Da, consilierii locali ai tinerilor vor fi instituiți în funcție de către consilierii seniori, ca să-i diferențiem, și vor lucra împreună pe o simulare, să se cunoască, să învețe și să, nu știu, să prindă din experiență unii de la ceilalți, pentru că ei sunt tineri, dar cred
părerea mea este că și cei seniori au ce învăța de la ei și invers. Chiar și după finalizarea proiectului, acesta își propune creionarea unui centru de training pentru tineret în municipiul Suceava, reprezentând un loc în care tinerii se pot întâlni, își pot aduna ideile și apoi au cunoștințele necesare și capacitatea să le transpună sub formă de proiecte.